Casa de Cultură din satul Vădeni, raionul Soroca, a fost renovată. Acest lucru a fost posibil datorită unui proiect de renovare a edificiului susținut financiar de autoritățile de la Chișinău. Lucrările de renovare a instituției sunt pe ultima sută de metri. Astfel a fost schimbat acoperișul, ferestrele, dar și fațada clădirii. Și pragul fără amat și de prag putem toată vara să rupem numai buruienii. Dar la momentul de față s-a pus teracotă, s-a făcut la condiții normale s-a adus. La momentul de față s-a făcut o leacă de reparații, s-a făcut condiții, alți condiții avem. Azi păstrăm. Galina Negoiță lucrează în calitate de bibliotecar de mai mulți ani la Biblioteca Publică, care se află în incinta Casei de Cultură. Femeia spune că anterior condițiile erau dezastruoase, iar copiii erau nevoiți să îndure frigul. Până acum am activat niște condiții care sunt greu de caracterizat. Spre exemplu, era foarte frig. Eu, activând ca bibliotecar, deci tot timpul aveam grijă de cărți ca să fie un climat constant pentru carte, ca să păstreze fondul de carte în condiții bune. Deci mai avem așa o problemă când acoperișul curgea. Edificiul nu a fost reparat de aproape 50 de ani de când a fost dat în exploatare, spun autoritățile locale. Lucrările de modernizare au fost posibile grație unui proiect finanțat de guvern. Am reușit să renovăm fațada Casei de Cultură, după cum o vedeți, pragul era într-o foarte dezastru, ferestre, uși, am instalat răzică și teracotă pe jos, atât pe pragul de afară, cât și în hol de la primul etaj. Clădirea s-a schimbat total aspectul și spectatorii gândim că o să aibă posibilitatea de a veni la concerte, spectacole. Costul lucrărilor se ridică la peste 700 de mii de lei. Satul Vădeni urmează să se înfrățească cu o localitate din județul Suceava, iar oaspeții vor fi găzduiți în noul edificiu al Casei de Cultură.